Ok, de salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine ați venit la un nou unboxing. De această dată o să facem un unboxing la Logitech C930E, un nou webcam Full HD la 30 de frame-uri, filmează cel mai bine. Am pus pe Insta Story un poll dacă să facem sau nu unboxing, dacă se merită să facem unboxing-ul și peste 85% mi-a zis că se merită. Aveți aici profilul meu de Instagram, să-mi dați follow, că acolo pun de obicei chestii interesante pe Insta Story, să-mi dați un follow. Deci, da, haideți să începem unboxing-ul. O să facem și un mic test în comparație cu vechiul meu webcam, care este doar HD și nici nu are autofocus sau mai știu ce. Webcam-ul ăsta are și autofocus, are și wide angle. Scrie acolo sub C930 ultra wide angle. Scrie aici Windows 10 compatibil. Vezi că ai puțină engleză pe la colțul gurii. Stai cu minte, frate. E compatibil cu Windows 10. Cam nimic așa mai important. Haideți acum să le desfacem să vedem ce este în interior. Desfacem, avem aici prima dată un manual. Da, nimic cam interesant. Și hai să strângem la acest episod peste, nu știu, 400 de like-uri, pentru că am văzut că la ultimul episod de unboxing am strâns deja mai puțin de 7 zile 1100 de like-uri. Mi s-a părut super super șmecher. Și cam așa arată webcam-ul. Deja vedem că ne apare aici frumos. Vedem că scrie pe el aici HD 1080p și cam atâta. Hai să tragem așa frumos de chestia asta în sus. Sper să nu stric ceva, să vedem. Și are aici o chestie, prima chestie care ne apare e chestia asta, care se pune ca în principal să o să punem, gen se pune, uite așa, ca în caz că vrem să acoperim facecam-ul, putem. Mi se pare o chestie destul de șmecher, pentru că când nu filmezi, pui peste ca să nu știu, să nu se pare că ești urmărit sau habar n-am. Acum hai să tragem webcam-ul încet încet. Avem aici cablul și cred că cam atâta. Nu mai e nimic interesant. Cablul, hai să-l despachetăm aici să vedem și cum arată. Mamă, dar mare e, frate. Uitați cum arată. Deci față de vechiul meu webcam e foarte mare și greu. Ok, are și microfon incorporat, după cum vedeți. Chestiile astea din părți, din partea asta și din partea asta sunt cum ar veni un microfon. Și microfonul pot să zic că e destul de decent pentru un microfon de facecam, din câte am văzut. Așa că haideți să începem acum să îl testăm. Cam așa arată ambele facecam-uri funcționale. Văd că ăsta așa are mișto lumini pe aici și în stânga. La ăsta avem decât o lumină pe aici. Și acum o să facem o filmare în OBS să vedem care este mai bun. Deci da, fraților, cam așa arată vechiul facecam. După cum vedeți, fiți atenți la ce se vede în jur și calitatea și după cum vedeți se mai văd pixele, chestii de genul, e destul de nasol. Și acum 3, 2, 1 și... Deci e Full HD acum, ultra wide angle, deci am dat la cel mai wide, efectiv se vede toată camera în principal. Deci e foarte wide, oricum o să dau wide-ul ăsta puțin mai încet. Dar da, vehicle facecam în schimba Logitech C270, facecam-ul ăsta este Logitech C930E. Cam asta e comparația cap la cap, mai dăm încă o dată. Lumina se vede puțin mai diferit, dar sunt sigur că dacă dăm zoom-ul puțin mai mic, o să schimbe la fel lumina sau nu știu exact cum o să fie, dar sper să fie oricum mai bine. Deci da, fraților, cam așa se vede, eu zic că se vede super bine, o să testăm acum și microfonul. În momentul de față suntem pe microfonul de la facecam, sper că s-a schimbat, nici nu-mi dau seama cum ar trebui să se audă, pentru că eu nu-l aud acum. Dar, nu știu, voi să spuneți în comentarii cum vi se pare că se aude, cum vi se pare facecam-ul, dacă își merită banii, dacă v-am ajutat cu acest unboxing. Deci haideți acum să testăm și autofocus, o să vedem cât de repede focusează pe această telecomandă. Deci încercăm acum să focusăm, să vedem cât de repede se focusează. Dacă se focusează, evident. Sper să da. Stai să dau puțin mai departe. Eu văd că relativ rapid, bine, a trebuit puțin să mă apropii, dar e destul de ok și acum simt că a revenit destul de repede. Dar dacă ne ducem pe vechiul facecam, nu există niciun fel de autofocus, acolo există decât focus normal, adică nu poți să dai nici măcar focus, dacă vrei să dai ceva să arăți, nu poți. Ok, deci da, fraților, cam atât a fost cu acest unboxing, sper v-a plăcut, nu uitați să dați acolo pe butonul de like, să duce cât mai mulți like-uri la acest unboxing, nu uitați să spuneți părerea voastră în secțiunea de comentarii, să dați subscribe dacă sunteți noi pe canal, eu am fost Andrei și pentru care v-am salutat, bye!